Sabin, ce mai avem? Hai să vedem și o să încerc să introduc și câteva dintre pronosticurile telespectatorilor. Să le discutăm puțin împreună. Bază Roma Chelsea, mai avem un pronostic pentru această partidă. Gol în ambele reprize, practic ținem cont de ce s-a întâmplat în tur, dar și de faptul că Roma este o echipă care trebuie, sau echipa care trebuie să forțeze mai mult. Chelsea are avantajul punctelor cucerite până la acest moment. Atletico Madrid, Carabag, scor corect 1-0, 2-0 sau 3-0, scor corect multiplu, la o cotă de 1-54. Atletico este la pândă, așteaptă ca Roma să piardă partida cu Chelsea, dar oricum, după punctele pierdute în meciul turc cu Carabag, va fi foarte greu să se califice. Oricum, Carabag probleme mari de parte de casă, e clar că vor pierde deplasarea la Madrid. Celtic Bayern, oaspeții să aibă peste 5,5 cornere la o cotă de 1,60. Era de așteptat ca Bayern să-și revină. Heinkes nu a resuscitat-o neapărat, ci le-a adus jucătorul plăcerea de, le-a readus jucătorul plăcerea de a se antrena și a evolua la cel mai înalt nivel. La Celtic o deplasare destul de simplă pentru Bayern, cu diferență prea mare de valoare. Oricum, locul întâi în grupă este pierdut în favoarea PSG-ului. FC Basel puteze ca Moscova, peser două goluri asiatic, cota 1,48. Un meci foarte, foarte important pentru Basel. Dacă se impune, are garantat locul 2. La egalitate de puncte, diferențierea se face prin jocurile directe. Basel a câștigat și meciul tur. Eu cred că va fi un meci echilibrat și Basel va avea mult de muncit chiar și pentru un rezultat de egalitate. Sincer, aș paria că TSK deschide scorul. Asta îmi spune feeling-ul în acest moment. Noi pariem pe goluri, peste două goluri asiatic. Dacă se vor marca exact două, vom avea miza înapoi în cont. Olympiacos Barcelona, peste 2,5 goluri, cota 1,49. Nu insistăm foarte mult pe ideea pariului. Doar să reținem faptul că cei care vor să mizeze la acest meci pe un succes foarte clar al Barcelonei, cu handicapuri și mai știu eu ce alte pariuri, să rețină că trupa catalană vine cu destule absențe aici. Iniesta și Piqué vor fi cu siguranță în afara lotului. Atenție, Messi este incert. O să vedem dacă va evolua la această partidă. Din ce am înțeles, Messi ar fi fost declarat apt de joc. E adevărat că s-a lovit, dar e luat în cărți pentru partida asta să vedem, ca titular. Da, eventual poate nu va fi, știu, forțat pentru această partidă. E genul de meci pe care trebuie să pariezi cu o oră, două, trei înainte, atunci când se definitivează loturile pentru partidă, da. Pentru că sunt ceva absențe la Barcelona. Apropo de absențe, la Bayern, Lewandowski se pare că nu va juca. PSG Anderlecht, două pariuri avem pentru această partidă. Scor corect 2-0 oricând în prima repriză, la o cotă de 2-10. Și gazdele sub 6,5 cone, la o cotă de 1,79. Poate, știu, li se pare unora că aceste pariuri se bat cap în cap. Nu este chiar așa, pentru că PSG este o formație care de obicei când se apropie de poarta adversă reușește să și marcheze, nu are nevoie de cornere sau puține combinații sunt respinse de defensivele adverse. Meciul calificării, statistică interesantă pe această partidă, PSG nu a primit niciun gol, Anderlecht nu a marcat niciunul până acum în grupă. Anderlecht o echipă care merge foarte, foarte slab în acest sezon, chiar și în campionatul intern are necazuri. Sporting Juventus peste două goluri asiatic, cota 1,56, eu cred că va fi 2-1 pentru Juventus. Ăsta e rezultatul care tot îmi stă în cap, de unde și varianta cu Higuain, cota 1,54. Atenție, Alexandro, da. Cel care și-a dat autogol în meciul tur a fost odihnit în partida de campionat cu Milan. Știu, probabil omul abia așteaptă acum să intre pe teren, da. Să facă spectacol. Tocmai de aia, peste două goluri asiatic, eu știu, poate mai dă vreun autogol și ne iese pariu încă de la pauză. Exact. Manchester United Benfica, dacă în tur nu te-am ascultat sfatul și am mers pe un meci în care Benfica avea un cuvânt de spus, bine, a avut un cuvânt de spus, dar insuficient. Pentru meciul retur pariem cu încredere pe o victorie a echipei gazdă. Benfica e modestă, din păcate pentru ea e cea mai slabă echipă a grupei. De partea cealaltă, Manchester United certată de suporteri după victoria asta cu Tottenham, doar 1-0 a fost și 1-0 acela chinuit. Antoine Martial a reușit să înscrie golul victoriei pe final. Dacă titlul va ajunge pe Old
Trafford în acest sezon, foarte puțin probabil, dar dacă va ajunge, fanii trebuie să se gândească că doar în acest fel va ajunge, pentru că Mourinho nu prea știe ce să joace altceva. Adică, închis, cât mai simplu, întreaga evoluție, fără riscuri, fără nimic, ăsta e jocul lui Mourinho. Da, cam așa a jucat cu Liverpool și repriza a doua n-a avut nicio ocazie de poartă. Contează și pe cine ai în față. Pe Benfica, în schimb, o poate învinge la cel puțin două goluri. Noi pariem unul cu handicap asiatic minus 1 la o cotă de 1.58. Sunt ceva schimbări în echipa gază, dar practic vor reveni oamenii clasici pentru meciurile de Liga Campionilor, pentru că Mourinho încearcă, evident, să construiască două echipe, una cu care să abordeze partidele de campionat, una pentru Liga Campionilor. Mkhitaryan va fi trecut pe bancă, revine Mata. Oricum, cred că va fi o partidă destul de simplă pentru United, mai ales că este și cea decisivă. Da, Martial ar putea fi titular în această partidă în locul lui Rashford. Rashford, din păcate, nu prea profită de șansele pe care le primește, însă e chiar un jucător interesant. Mie îmi place foarte mult de el și, de asemenea, Lukaku, certat de suporteri care așteaptă mai mult de la el. Pe de altă parte, au fost suporteri care au luat apărarea, pentru că golul, pasa de gol la golul lui Martial a fost în urma unei devieri cu capul a lui Lukaku. Probabil vom avea și o răbufnire a acestuia și probabil un gol al lui Lukaku, cu atât mai mult cât adversarul este accesibil. Din păcate, spunem asta despre Benfica, altfel o echipă care de-a lungul timpului a impresionat de multe ori. Cristian Rusu ne spune așa, Manchester 1 și cel puțin 2 goluri, PSG 3+, Darius Cofaru, ce mai avem aici, PSG 1 și 2+, handicap pe Celtic, Driga Darie.